Pictează, cântă, studiază și lucrează mult pentru a-și îndeplini visul. Talentul ei uimește și atrage, iar arta sa a devenit tot mai cunoscută în ultimii ani. Despre Ilinca Maria Țoța s-a vorbit constant în ultima vreme, iar numele i-a fost înconjurat de cuvinte frumoase. Ilinca este o fată deosebită, înzestrată de Dumnezeu, cu niște daruri evidente prin felul în care pictează, felul în care desenează, prin mai multe daruri duhovnicești, văzute și mai puțin văzute, și prin apropierea pe care o simte cumva așa unică față de mediul acesta bisericesc și chiar și de mediul monahal, petrecând mai multe vacanțe și tabere la mănăstiri, dar în același timp reușind să facă parte și din lumea aceasta obișnuită, urmând liceul Tonița și absolvindu-l cu succes, studentă la Facultatea de Teologie din București, la secția de pictură și patrimoniu, dar și în același timp bursieră la o facultate din Rusia, o facultate de prestigiu. Este un tânăr deosebit, nu pot să mai spun că este nici adolescent, nici copil, un tânăr deosebit, care într-un fel este rodul și al familiei, bineînțeles, darul lui Dumnezeu, dar și cumva un rod al bisericii, al bisericii ortodoxe române. Are o experiență de lucru bogată. De-a lungul timpului a câștigat numeroase concursuri și olimpiade. Lucrările sale au alcătuit expoziții și au fost apreciate de critici, iar unele dintre ele și-au găsit locul în casele iubitorilor de artă. CV-ul ei este amplu, deși are doar 20 de ani, însă întregul tablou ce o reprezintă este întregit armonios de modestie și recunoștință. Sunt fericită. Este firesc să fii fericit pentru anumite realizări pe care le ai, dar în spate este foarte multă muncă, bineînțeles. Cei mai importanti sunt părinții mei care au fost în spatele a ceea ce sunt eu astăzi, frații mei, prietenii mei, desigur toți profesorii. Sunt mai mulți factori care au dus-o către punctul acesta și este foarte, foarte multă muncă. Și sport, și lectură, și muzică, și toate. Toate acestea au ajutat ca ea să ajungă acum aici în ceea ce privește arta. De ce spun sportul? Pentru că făcând sport de performanță, asta ce a făcut, a construit această perseverență la ea. Faptul că tot timpul trebuie să muncească, să muncească, să fie mai bună. Asta a construit sportul. Deci cumva toate aceste cărămizi care s-au așezat de când era mică, toate acestea au dus unde este acum. Ne bucură realizările ei, însă suntem cumva cu grijă. Știți cum prea multă laudă la un moment dat s-ar putea să, eu știu, să distrugă în loc să construiască. Întâlnirea cu maicile de la Mănăstirea Diaconești a lăsat o amprentă puternică în sufletul Ilincăi. Datorită lor, a început să deslușească tainele frumosului și a descoperit pentru prima dată universul culorilor împletite pe pânză. Totul a început firesc în copilărie, când mergeam la mănăstire, la maicile de la Diaconești. La maici mergeam de foarte mică cu părinții. Dacă nu mă înșel, pe la 3 ani, chiar am și rămas singură acolo să stau cu maicile. Deja era o obișnuință. La 5-6 ani știam toate maicile, știam mănăstirea mai bine decât știam ce e pe acasă. Și stăteam foarte mult acolo și cumva participam cu totul la viața maicilor. O viață, bineînțeles, curată și echilibrată, cu un anumit program. Cumva vedeam și seriozitatea pe care o acordă ascultărilor pe care le fac. Practic își dădeau toată silința, bineînțeles, în ascultări, că lucrau pentru Dumnezeu. Și cumva am învățat seriozitatea asta, că, uite, un lucru pe care îl faci, îl faci cum trebuie, cum îl faci bine. Și m-a ajutat foarte mult acest mers la mănăstire. Nu mă trimitea nimeni cu forța, eu ceream că vreau acolo. Adică îmi plăcea atât de mult și mă simțeam atât de bine și de liberă, mă jucam, trăiam în natură. Desenam pe pietre de râu, adunam pietre de râu dimineața și seara pictam pe ele, pictam bisericuța maicilor, pictam floricelele, adunam florile, le puneam la presat, făceam tot felul de colaje. Nu vă imaginați că desenam mai mult de 5 minute, adică după 5 minute mă întorceam la văcuțe sau la ce făceam eu pe acolo. Dar cumva, na, era, practic a fost o a doua familie a mea acolo și foarte mult a contat dragostea maicilor. Pentru că dacă eu nu simțeam că lor le place asta, dacă eu nu le vedeam pe ele că iubeau să facă asta, iubeau să picteze, iubeau să meargă la biserică, să se roage, se vedea clar că e o plăcere în asta și că nu este ceva ce să le facă să sufere sau așa.
Și oamenii când auzeau că merge Ilinca la mănăstire, gata, se gândeau, mamă, săraca ce copilărie are. Ori la mine era, toată viața mea era acolo. Și mi-a plăcut foarte mult și probabil această dragoste s-a reflectat mai târziu și în ceea ce am ales eu să fac. Iată și acum încă mi-aduc aminte de anumite lucruri pe care mi le-au spus. Sau mi-aminteam cum puneau ele, de exemplu, foița de aur. Și necesită multă curățenie în jur, să nu sufle nimeni ca să nu zboare foița de aur. Asta e doar un exemplu. Și eu veneam de la grajdi, de la văcuțe, de la zbuciumată, transpirată toată, că alergam acolo și mă duceam în atelierul de pictură și suflam cu totul și zburau foițele de aur și acum mi-aduc aminte fețele maicilor când au văzut cum au zburat toată icoana. Și cumva lucrurile astea, nu știu, mi-amintesc așa cu drag de ele și acum, de exemplu, când pun foița de aur, automat mă gândesc la acel moment și la fel și când pictez. În general am căutat să îi expunem la diferite domenii, am căutat să le cultivăm interesul către mai multe arii de interes, de studiu și a ajuns circumstanțial, bineînțeles, pe zona asta artistică, asta însemnând atât muzică cât și grafică, desen și pictură, dar în aceeași măsură a fost expusă și la sport și la studiu de științe sau de alte domenii de studiu. Au fost oameni în general care au așezat copiii pe un făgaș, pe un drum. Noi căutând practic să le asigurăm o bază de educație și circumstanțial, în funcție de profesorii întâlniți, în funcție de oamenii care au găsit în ei o picătură de har, s-au îndreptat sau nu către anumite domenii. A avut șansa de a cunoaște variate domenii de activitate și libertatea de a alege ceea ce își dorește să facă. Mărturisește că i-au fost toate la îndemână și au ajutat-o să își descopere vocația. Când a devenit pictura o joacă serioasă pentru tine? Când ți-ai dat seama că asta vrei să faci și că pentru asta trebuie să muncești temeinic? Mergeam la o școală de muzică și pictură, de arte, și acolo l-am întâlnit pe domnul Constantin Kessler, cu care făceam pictură. Mie îmi plăcea extraordinar de mult să merg acolo, adică era așa o bucurie, pur și simplu mergeam să mă relaxez, practic. Ne arăta ce înseamnă să pictezi și ce înseamnă să te simți bine pictând. Și pe mine m-a ajutat foarte mult dumnealui, le-a zis, haide să încercăm să dai la Tonița. Eu cred că ești bună să dai acolo. Și din clasa 5 am intrat acolo la Tonița și după am ajuns la acest liceu. În primul an, țin minte și acum, mi-a fost extraordinar de greu, simțeam că sunt în urmă. Simțeam că toată lumea, cum spuneam, toți erau ori copii, ori nepoți de pictori, deci toți aveau contact cu arta. Eu nici măcar nu știam ce bloc de desen să-mi cumpăr, ce foaie, care creioane sunt bune, ce acuarele, ce orice, nu știam nimic practic. Și mă luam după ce vedeam în dreapta și în stânga, mă tot comparam cu ei, mă supăram că nu sunt bună și cumva a venit așa o motivație de a ajunge bună, de a ajunge printre cei mai buni din grupă, pur și simplu a dezvoltat această dorință a mea de a lucra mai mult, de a lucra mai mult. Ce o caracterizează pe ea în foarte mare măsură este munca. Este extrem, extrem de muncitoare. De la gimnaziu ce am observat, nu este nevoie să urmărim, să fim în spatele ei, să găsim metode, să o motivăm să facă lucruri. Ea face lucrurile, muncește pentru că îi place, pentru că vrea și cred că este o calitate, o trăsătură de caracter foarte frumoasă, această capacitate de a munci. Cu adevărat, când mi-am dat seama că asta o să fac în viață, a fost când mama era în spital cu cel mai mic dintre frații noștri. Și era, mă rog, o perioadă mai dificilă din viața noastră, ca să zic așa. Și toată ziua trebuia să lucrez, să-i ajut pe cei din casă și așa. Și după seara mă retrăgeam sus și pictam. Cumva acest lucru din supărare, din griji, cumva a dus-o un plus de seriozitate, cred eu, lucrului. Și atunci am început să lucrez foarte mult. Și să mă preocupe și teme mai serioase și să abordez și portrete pe care nu le făceam la școală, că eram clasa 7, deci eram încă micuță. Și atunci m-am decis cu adevărat că asta vreau să fac.
Și tot atunci, chiar înainte să-l nască pe cel mai mic dintre noi, am fost și la Diaconești o săptămână și am pictat prima icoană. Iar icoana aceea a ieșit pur și simplu de la sine. Adică lucram la ea, dar a ieșit atât de bine și eu, practic, nu mă consideram bună la așa ceva. Adică nu știam că pot să fac icoană. Și văzând că a ieșit și că m-a rugat foarte mult să iasă bine icoana, că era pentru cel mic, și văzând cât de bine a ieșit și trecând și prin perioada respectivă, mi-am dat seama că, adică bucuria pe care am simțit-o atunci când totul s-a rezolvat, cumva a fost atunci un moment în care mi-am dat seama că asta vreau să fac și de atunci lucrez. Este un copil foarte, foarte bun. De cele mai multe ori încearcă să se pună în pielea celuilalt. Are această empatie care cred că face foarte mult diferența. Dacă primul an de liceu i-a fost dificil, cel din urmă l-a absolvit ca șefă de promoție. Și-a dorit apoi să studieze atât în țară, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, cât și în străinătate. A muncit intens, iar dorința i-a fost îndeplinită. Acum ești studentă la două universități. Da, sunt la Artă Sacră în România și am dat examenele de admitere vara aceasta și am intrat și în Rusia la facultate. Despre ce universitate este vorba în Rusia? În Rusia este Academia Imperială Ilia Repin din Sankt Petersburg. Și de acolo, de mai bine de 300 de ani, se păstrează tradiția veche de lucru academic, temeinic, cu anatomie bună și cumva e cam singurul loc unde s-a păstrat asta, din păcate. Pentru că acum este o influență vestică peste tot, mai ales la noi. Și noi încercăm să împrumutăm tot ce vedem în vest și uităm, de fapt, baza. Și ne uităm în muzee și zicem că lucrările alea, ai senzația că sunt făcute din totdeauna și că nu le-ar lucra nimeni, dar de fapt sunt făcute chiar de oameni care au fost ca noi, care au studiat, au muncit. Și uitându-mă la ele, mi-am dat seama, măi, trebuie să ajung și eu să lucrez atât de bine. Să fiu mulțumită cu mine, împăcată cu mine că am făcut ce trebuia. Și atunci am zis că acela este singurul loc în care pot să satisfac această nevoie de a lucra bine și de a lăsa ceva în urma mea. Și atunci am ales această facultate, da. A fost greu examenul de admitere? A fost cumplit de greu. Din păcate l-am dat online, trebuia să-l dau fizic, dar neobținând viza, a trebuit să-l dau online. Mi-a pozat mama mea, s-a desfășurat pe cam două săptămâni. Au fost foarte multe examene, 8 au fost numai de rusă, pentru că a trebuit să dau de la anul pregătitor. Am dat acolo 8 examene, le-am luat pe toate și după am intrat în examenul mare, examenul de admitere, efectiv la facultate. Și acolo au fost încă vreo 6 probe și interviu, cu o mapă pe care am pregătit-o un an întreg, după și probe practice de lucru, unde am stat cu două camere, eu lucram acasă, ei vedeau tot ce făceam pe Zoom, după le trimiteam fotografii, după fiecare sesiune de lucru, adică a fost cumva, tot nu s-au lăsat, adică au vrut neapărat să vadă proba practică, să fie sincer totul, adică admiterea a fost foarte serioasă. Și după când am aflat și că am fost admisă, a fost nici nu mai puteam să dorm, a fost teribil, acele două săptămâni au fost groaznic de grele, mai ales că a fost după un an plin de muncă și lucru și sesiuni la teologie și sesiuni la anul pregătitor și a fost așa ca un punct culminant al efortului. La fel am obținut o finanțare. Când eram clasa 12-a, în Rusia nu poți. Dacă nu ai bursă, ca student străin, n-ai cum să intri la buget. Și fiind dintr-o familie atât de mare, bineînțeles că nu-mi permiteam o taxa imensă de la facultate. Care este taxa? 14.000 de euro pe an. Și este foarte mult, asta având în vedere că doar atâta costau cursurile efectiv. După mai pui și cazare și masă și materialele de pictură care sunt extrem de scumpe. Cumva, obținând această bursă, este o finanțare oferită de Federația Rusă. Și la aceasta am aplicat când eram clasa 12 și tot procedeul a durat 8 luni. Și acolo, cu multe documente trimise, diplome peste diplome, traduceri legalizate și într-un final am reușit să obțin finanțare pe toți cei 6 ani. Și inclusiv anul pregătitor, deci în total 7 ani. Și a fost o mare bucurie că am obținut asta și m-am luptat foarte mult să intru acum ca să nu pierd această finanțare.
Și cumva totul s-a aranjat, mai ales că am pregătit, eu am făcut numai an de limbă rusă, unde am făcut literatură, limbă rusă, istorie și științe economice, toate în rusă, și n-am avut și ceva din punct de vedere artistic oferit de ei ca an pregătitor. Și bineînțeles și online ar fi fost imposibil să fac așa ceva. Și de aceea stresul a fost și mai mare, că nu știam ce se cere, că fiecare academie are anumite cerințe pe care trebuie să te mulezi ca să poți să intri. Și cumva de asta a fost și chinul mai mare, ca să zic așa. Dar totul s-a sfârșit și bine acum. Putem spune că este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi? Da, putem spune că este un exemplu și în același timp și un reprezentant. Un reprezentant, un argument că, în ciuda modului defetist în care de multe ori părinții, poate și cei din biserică, privim educația tinerilor, posibilitatea tinerilor de a ieși, să zicem așa, din duhul acesta lumesc, din duhul acesta care de multe ori este materialist, de multe ori ignoră existența sufletului, de multe ori este un duh deznădăjduit al lumii, care îi prinde și pe părinți și de multe ori și pe copii. Ea este nu doar un model, ci și un exemplu că se poate și în alt fel și că există șansă să trăiești o viață duhovnicească în cetate, în lume, în liceu, în facultate, în București. O viață duhovnicească, că poți educa un copil, că un tânăr poate să-și mărturisească credința, să trăiască ortodox, dar în același timp să nu abandoneze societatea. Cum te-a ajutat pe tine credința de-a lungul vieții tale? Cât de importantă este ea în viața unui om? Și mai ales în latura artistică. Este probabil cel mai important aspect. Pentru că, da, cumva la mine a fost și această legătură cu diaconiștiul și cu biserica mai târziu. Și cumva ei mi-au aranjat tot drumul meu artistic. Atât cu rugăciunile, cu siguranță, adică știu că se roagă pentru mine și simt asta. Și mă mai întreabă ce mai face Lincuța, ne gândim la tine, ne gândim înseamnă că ne rugăm pentru tine. Și știu asta și simt asta, pentru că orice greutate am întâmpinat, am găsit sprijin în maici, în părinți, în oamenii din biserică, în iconarii cu care am lucrat. Ei mi-au oferit un echilibru pe care nu aș fi putut să-l găsesc în altă parte. Pentru toate realizările sale, Ilinca le este recunoscătoare părinților. A crescut într-o familie frumoasă, alături de alți 6 frați și surori. O familie apropiată de biserică, a cărei poveste este un exemplu de credință și încredere în Dumnezeu. Mai mulți ani în urmă am cunoscut-o pe Ilinca și familia ei, părinții, făcând parte din același grup de prieteni și mai ales ei participând la slujbele, la Sfintele Liturghii, la pecenile săvârșite la noi la biserică. Ne-am apropiat duhovnicește, să zic așa, natural cum se întâmplă în biserică, prin sfaturi pe care mi le-au cerut, prin ajutorul pe care l-a oferit parohiei, participând la activitățile parohiei noastre, împrietenindu-ne, și ăsta este modul în care ne-am cunoscut și ne-am apropiat sufletește. Este importantă, biserica ne aduce cel puțin săptămânal pentru rugăciune, dar și pentru socializare, pentru întâlnirea cu ceilalți care ne sunt cei mai apropiați prieteni, aceia din bisericile unde mergem. Oamenii, părinții bisericii, cu toții formăm o comunitate care, practic, ne este reper și în viața de zi cu zi. Și atunci, cred că este determinantă biserica. E o familie cu mai mulți copii, o familie frumoasă care încearcă asemenea mai multor familii de la noi, de la parohie, dar nu numai de aici, ci familii creștine încearcă să-și crească copiii și să viețuiască de o manieră tradițională, încercând pe de o parte să-și ferească copiii de ispitele contemporane, aduse de tehnologie, de anturaje, de o anumită atmosferă din societate, protejându-i ca urmare a tradiției și după modul în care ne sfătuie Sfinții Părinți, apropiindu-i de Hristos, apropiindu-i de Dumnezeu, prin spovedanie mai deasă, prin împărtășania cu Sfintele Taine, încercând să
în drume către mănăstiri, copiii familiei Țoța, de fapt ca și alți copii, dar și alți tineri, participând la tabere organizate de mănăstirea Oașa, de mai multe ori pe an chiar, sau de mănăstirea Găbud, participând la diverse acțiuni și de la alte mănăstiri, de la organizarea mănăstirea Diaconești, de exemplu, sau chiar și de parohia noastră. Cum îi ajută credința în Dumnezeu pe copii? În special pentru perioada de adolescență și preadolescență, a contat foarte mult. Credința în Dumnezeu i-a ajutat ca să aibă o proprie simțire pentru a se putea așeza în situația potrivită atunci când intervin inevitabil în școli, pe unde au fost, sau în relațiile cu alții de vârsta lor, situații primejdioase, le-aș numi. Ne învăța bătrânul Iustin Pârvu că măcar până la 12 ani trebuie să acorzi copilului o sporită atenție în a se putea descurca în astfel de situații. După care el, asimilând în timp un set de valori și cunoscând și cam cum ar trebui să se comporte și să reacționeze, începe de la sine să poată să facă față situațiilor. Cum ai descrie tu familia ta? În afară că e mare, cred că am o familie foarte fericită și împlinită. Adică îi văd zilnic. Bineînțeles, sunt greutățile vieții pe care le are toată lumea, dar când mă uit la ei și văd cât de fericiți și plini de viață sunt, cred că trăim cea mai frumoasă viață pe care putem să o trăim. Frații mei pe care i-am văzut crescând, pentru că eu sunt a doua, deci practic am văzut încă 5 copii cum au, de când s-au născut, cum îi așteptam să vină mama cu ei de la spital, până când îi văd acum, intră la școală, la liceu și cumva o să le văd tot parcursul vieții și este minunat să-i vezi pe evoluând. Asemenea, Lincăi și ceilalți copii explorează diferite domenii de activitate și au înclinații artistice. Sunt pasionați de obicei de lectură, citesc foarte mult și legat de zona artistică, mai cu seamă fetițele s-au canalizat către muzică, studiază cam 3 instrumente fiecare. Altfel sunt ca orice copil interesați și de joacă și fac not și atletism, adică au o varietate așa de preocupări și cred că asta, cel mai mult cititul și muzica, însă sunt principalele preocupări ale lor. Cei mici, în general, caută și dintr-un mimetism, datorită exemplului dat de frați, să facă ceea ce fac ei, adică văzând că fetițele mijlocii citesc și cei mici caută să facă asta și tot așa. Cel mai mic, de exemplu, a învățat să citească și să scrie, nu știm cum. Noi nu i-am arătat niciodată și ne-am trezit că scrie cuvinte și propoziții și citește cărticele, adică practic au curs lucrurile. Dar asta s-a datorat, așa cum spunea și Iulia, contextului, unui mecanism care funcționează din mai multe părți. Însă pruncii au fost greu încercați, iar părinții au trecut prin momente cumplite, imposibil de imaginat. Alături le-a fost părintele Iustin Pârvu, cu ajutorul căruia au reușit să depășească clipele dificile.
Noi am avut o relație apropiată cu părintele până a plecat și ne-am sotit așa la fiecare copil de la, cum să-i numim, ne-am tot sotuit pentru că a fost complicat în relația cu medicii de azi, unde fiecare copil trebuia să moară, fiecare copil avea sindrom Down, fiecare copil avea câte afecțiune și trebuia avortat. La nașterea fiecare din cei 7 copii. Cu aproape toți 7 am avut încercări. Adică de la nașteri premature s-au stat la pat câte 5-6 luni ca să nu se piardă o sarcină, cum este cazul Ilincăi și cazul altei surori mai mici de a ei de 9 ani, stat 5-6 luni la pat. Dar acestea, să zic, făceau parte din povestea unei sarcini. Cele mai dure însă erau într-adevăr atunci când mergeai la control și ți se spunea copilul este bolnav, are sindrom Down, trebuie avortat. Și asta nu-ți spunea un medic sau îți spuneau doi ecografe, eu știu, în spitale renumite. Și ni s-a explicat cât de egoiști suntem, că vrem să naștem un copil care va avea sindrom Down și că nu înțelegem de fapt ce e cu această poveste. Am avut situații când am mai prins așa un pic curaj, când chiar cu un medic aveam o discuție în contradictoriu și mi-a explicat ce înseamnă să naști un copil cu un sindrom Down și ce egoistă sunt și spuneam, bine, dar dacă unul din cei mari, care aveam deja 3 copii, ar păți un accident și ar rămâne handicapat pe viață, eu știu ce fac, îl omor și pe el. Ne-am lovit, de exemplu, de cinismul acelui ecografist care ne-a spus, vă aștept altă dată cu un copil sănătos, adică pe ăsta dați-l afară, adică a fost de un cinism feroce. Chiar dacă medicii au pus diagnostice crunte, Dumnezeu a hotărât altceva pentru pruncii nenăscuți. Toți copiii familiei Țoța au venit pe lume perfect sănătoși. Pe mine ce m-a ajutat foarte mult a fost faptul că l-am avut pe soțul meu, că el era foarte bine așa, foarte sigur pe el și că întotdeauna îl avem pe părintele, pe care îl sunam sau mergeam și spunea, stai liniștită, totul va fi bine. Și într-adevăr totul a fost bine. Deci de la a patra sarcină începând, toți copiii pe care aveam trebuiau să fie bolnavi și cu sindrom Down sau cu alte probleme. Toți. Deci 4 din 7 ar fi trebuit să fie cu probleme. Niciuna nu are niciun fel de problemă. Ce ați făcut apoi după ce un medic v-a spus că nu este bine să păstrați copilul? Ați căutat un alt medic care să fie de acord și să vă ajute, să vă susțină? Da, cei care au spus să nu țin au fost cei care au făcut ecografiile. Și eu am avut șansa să am un medic foarte bun cu care am născut copiii, iar el nu a sărit și cu astfel de sfaturi repede, chiar a putut să înțeleagă la un moment dat când îi spuneam că nu vreau să fac acele multe testări care spun cum va fi copilul, pentru că eu oricum voi ține sarcina. Și lucrurile astea cumva fiind scoase foarte în explicit și clarificate cu el, a acceptat poziția noastră. Și am spus, indiferent cum, de ce să mai cheltuim atâția bani, știm foarte bine că sunt foarte costisitoare, pentru că oricum nu avortăm. Și la un moment dat a trecut prin atâtea, m-a susținut în atâtea încercări, că, mă rog, sunt mai multe, și RH negativ, și probleme cu inima, și 4 cezariene, adică sunt mai multe adunate. La un moment dat mi-aduc aminte la ultimul copil, când cineva în spital îl întreba ce vrei să intri în cartea recordurilor sau ce vrei, adică îl întreba pe medic. Și mi-am dat seama că risca foarte mult și toți veneau pe el ca să-mi scoată copilul repede, că nu e cazul, că la alte complicații. Și l-am întrebat dacă are nevoie să-i semnez, că practic îmi asum eu consecințe și tot, și dacă are nevoie să-i semnez ca să fie liniștit, și nici măcar asta n-a avut. Adică a zis să mergem Iulia înainte și o să vezi că o să fie bine. Și într-adevăr, totul a fost bine. Astăzi casa le este plină de glasuri și zâmbete inocente. Când unul dintre copiii este plecat, îi se simte lipsa. Cei mari și-au întins aripile către alte țări, iar Ilinca se află acum la faimoasa universitate din Rusia. Depărtarea de cei dragi nu este ușoară, însă de îndată ce va putea, va reveni acasă, căci pentru ea, mai presus de tot,